De mică am avut această pasiune, m-am apucat întâi de karting, am făcut 2 ani de școală și după aceea din 2007 am început cu campionatele de karting. Am 7 ani de participări în campionatul național de karting. După aceea am trecut pe mașină, am participat întâi în campionatul național de îndemânare auto în 2012. După aceea am trecut la circuit, am participat la campionatul național de autoslalom și anul acesta particip la campionatul național de turism. Deocamdată încerc să testez cât mai multe mașini, să câștig cât mai multă experiență, că asta e important. Și o să văd ce îmi rezervă viitorul. Acum, e important, deci am reajut, cum ți-am mai spus, am reajut de curse, deci va trebui lucrat un pic mai repede decât cu un ambreiaj normal. Ce e important este frânarea, deci frânarea și accelerarea. Trebuie întâi frânat și după aceea schimbăm vitezele în jos, trepele la frânare. Trebuie întotdeauna, deci întotdeauna trebuie să frânăm pe drept, mașina trebuie să fie dreaptă, frânarea, adică nu frânăm cu volanul bracat, da? Trebuie înainte de curbă și după aceea trebuie să accelerăm progresiv după ce schimbăm vitezele în jos. Se accelerează progresiv. În virajul îl abordăm așa, mergem întâi pe exterior, okay. pe linie dreaptă înainte de viraj, mergem întâi pe exterior, după aceea mergem către interior și către apexul virajului care e în loc, așa, și după aceea iar trebuie să mergem către exterior. Suntem la Dâncata, aici la Motor Park și am venit să învăț să merg repede cu mașina. N-am fost niciodată pe un circuit, n-am fost niciodată într-o mașină de curse, nici la volan sau în dreapta. Tocmai am terminat și mi-a plăcut foarte mult. Dani mi-a făcut cunoștință cu Bianca și deși are 17 ani, nu are carne de conducere, merge foarte bine cu mașina. A avut răbdare cu mine, mi-a arătat cum se iau virajele, asta am înțeles de la ea și din câte am observat pe, în cursă, e cam cel mai important lucru. A fost frumos, a fost interesant, doar evident fiind ceva nou, mi-a fost cam teamă la început, nu știam cum să mă comport, mă uitam tot timpul în oglindă să nu vină vreo mașină din spate în timp ce luam vreun viraj sau trebuie să frânez foarte mult înainte de viraj. Să mergi în exterior, să iei curba în interior și să ieși în exterior. Adică e diferit față de ce se întâmplă pe șosea. Dar, în mod sigur, asta o să mă ajute să conduc mai bine și să fiu mai atentă. Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu mă așteptam. Mulțumesc, băieți!